Un bărbat a ajuns după gratii după ce a furat un telefon. Bărbatul în vârstă de 64 de ani a fost prins de oamenii legii la scurt timp după furt. Polițiștii secției 2 Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au reținut un bărbat bănuit de sevârșirea infracțiunii de furt. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul inspectoratului de poliție județean Timiș. În fapt, la data de 12 martie, în jurul orei 12, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-ar fi sustras telefonul mobil din incinta unei clinici medicale situate pe strada 1 decembrie din Timișoara. La scurt timp în urma verificărilor efectuate, polițiștii au reușit identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv un bărbat în vârstă de 64 de ani. Bunul a fost recuperat și predat posesorului. În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 13 martie 2024, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș. Polițiștii continuă cercetările în vederea documenta întregii activități infracționale a acestuia, transmit reprezentanții IPJ Timiș.